Zălăuanul Gheorghe Claudiu Melec de la Liceul Sportiv Avram Iancu Zalău este noul campion școlar al României în cursa de 5.000 de metri. Antrenat de profesorul antrenor emerit Teodor Bidian, Claudiu Melec a produs una din surprizele plăcute ale naționalelor școlare și s-a încununat campion în dauna colegului său de antrenamente, Cătălin Marian, care s-a văzut nevoit să abandoneze cursa din cauza unor probleme medicale. Ediția din acest an a campionatelor naționale școlare de atletism a debutat cum nu se poate mai bine pentru delegația liceului cu program sportiv Avram Iancu din Zalău. În cadrul primei reuniuni a competiției, alergătorul Claudiu Melec a reușit să cucerească prima sa medalie de aur la individual din carieră și a terminat primul cursa de 5.000 de metri cu timpul de 15 minute, 52 de secunde și 88 de sutim de secundă. O comportare bună a avut și Șarcan Irașel, care a reușit să se califice în finala cursei de 100 de metri, unde în final s-a clasat pe locul 8. Cătălin Marian, cel mai titrat sportiv al momentului de la Liceul Sportiv Avram Iancu Zalău, a fost urmărit de ghinion la ediția din acest an a campionatelor naționale școlare și datorită unor probleme medicale la stomac a fost nevoit să abandoneze atât cursa de 5.000 de metri cât și cea de 3.000 de metri. Ceilalți patru sportivi de la Liceul Sportiv Avram Iancu Zalău, prezenți la ediția din acest an a naționalelor școlare, au avut evoluții destul de bune, dar nu au reușit să obțină clasări în primii șase sportivi la probele la care au concurat. Claudiu Melec, medaliat cu aur la cursa de 5.000 de metri, a concurat și în cursa de 3.000 de metri plat, pe care a încheiat-o pe poziția a șasea. Raul Berbenț a terminat cursa de 3.000 de metri pe locul 21, iar la 5.000 de metri a abandonat la fel cum a abandonat și cursa de 3.000 de metri și Gabriela Simona Pop. Debutant la o competiție de un asemenea nivel, Cristian Valentin Cristea s-a clasat pe locul 37 în cursa de 1500 de metri, iar la 800 de metri s-a clasat pe poziția a 45-a, în timp ce Valentin Cristescu s-a clasat pe locul 13 în cursa de 5000 de metri. Marele absent al Liceului Sportiv Avram Iancu la ediția din acest an a naționalelor școlare de atletism a fost Gruia Luca, care a decis să participe la cursa de maraton din Urbea de la Poalele Tâmpei.